Răsturnare de situație în cazul analizelor false la spitalul din Târgu Jiu. Medicul acuzat că ar fi parafat ilegal sute de rezultate pentru teste HIV și sifilis a făcut anul trecut plângere penală împotriva directorului, care îi cere acum demisia. Dincolo de războiul din spital, rămâne semnul de întrebare sub care este pusă sănătatea peste 500 de pacienți care ar avea analize false. Oricare ar putea fi un pericol în caz de boală. Pentru HIV și sifilis. Când? De ordine 100. Mai exact, 550 de pacienți de la spitalul din Târgu Jiu ar fi primit contracost un rezultat pentru analize făcute doar pe hârtie. Bomba testelor false a fost detonată chiar de managerul județeanului. Doar că asupra acuzațiilor, oricât de reale ar fi, planează suspiciunea unei răfuieli personale între protagoniști. Nu băteau numărul de fișe eliberate cu numărul de recoltări pe care s-au făcut. Cine se face vinovat? Cel care a pus parafa pe aceste rezultate. Cine? Domnul doctor Udriștoi. Vinovatul desemnat de managerul spitalului este chiar șeful laboratorului, aflat acum în concediu medical. Coincidență sau nu, în decembrie, medicul Udriștoiu a reclamat-o pe șefa spitalului. A adresat o plângere sindicatului, a adresat o plângere parchetului, a adresat peste tot. Scandalul de la spitalul de urgență Târgu Jiu ia amploare. În vreme ce managerul instituției arată cu degetul către directorul laboratorului, la rândul său acesta o acuză pe Claudia Manu încă de acum câteva săptămâni de faptul că l-ar fi hărțuit și presat să-și dea demisia. La spital s-a făcut deja o anchetă cerută chiar de managerul spitalului. În actele laboratorului s-ar fi găsit 550 de analize pentru HIV și sifilis, făcute doar pe hârtie. Medicii spun însă că nu există nereguli. La aprovizionarea Spitalului Județean Târgu Jiu, în 2012 s-au achiziționat doar 100 de teste HIV. Dar este la fel de adevărat că printr-un program național, cel de test HIV, SIDA, am primit încă 3600 de teste. Teste din care am făcut și pentru spital și pentru ambulatoriu. Testarea HIV se cere în trei situații. Sunt obligatorii la gravide și se fac în regim ambulatoriu, iar costul de 31,2 lei este decontat de Casa Asigurărilor de Sănătate. Testele HIV făcute la recomandarea medicului sunt decontate de Ministerul Sănătății. Există și cazul în care testele HIV se fac la cerere, iar pacientul plătește pentru el. O nouă comisie de anchetă a venit azi de la minister să afle dacă există pacienți cu analize false care și-ar putea ascunde acum boala. Ați reușit să aflați ceva până în momentul de față despre ce este vorba? Ați vorbit cu cineva? Abia am ajuns.